din cine-i susma ta să-mi iau avocat cu plată? A? Da? Mă, da, duci, știu, avocat cu plată, că aici trebuie de lucru mult. Da? Dar nu mai încurc eu nică, nu mai încurc. Poate încurc și, poate încurc și întrebarea asta care i-a dat-o lui Dunelu? A? Care întrebare? Eu v-am întrebat, se poate pământul care nu-i trecut cu documente la Braviceni, se poate să plătească la Braviceni omul care îl deține? Ha? Și m-a dat întreg pe Bunelu și spui, cum Bunelu spune că nu poate, cum ți-am spus și eu. Eu trebuie să știu mai mult ca m-a dat. E, de-aia m-am săturat. Și că m-a dat de întâlnit odată cu mine. Ha? De câte ori am fost eu la avocat, cum, la... birou și-a la matale, față-n-față cu judecătoria. De câte ori? Eu stau și mai mult n-o leagă. Și? Și? Nu mai vin eu nicăieri. Tu până mă o trebuie să-ți faci datoria. Înțeles? Eu nu mai vin nicăieri, că degeaba vin. Eu m-am săturat din blat pe drumul degeaba. Eu n-am 20 de ani, ori 30, cât să ai singură. Și pe 12 ani e judecat și n-are apărător. Nu, să mă duc și am să dau judecată. A, să vă dau. Știu că bun el a fost în Consiliul Raional și știu că. Bun el de pe femeie. Femeie m-a dat. Păi, dar ce l-ai întrebat dacă n-are nică? Ce l-ai întrebat? Cum îți plătești pământul dacă el n-are documente? Clar că n-ai încredere în el. Și Matanie i-a spus că el a lucrat în... Amâia nu lucrează, dar a lucrat în Consiliul Raional. E clar că nu vă înțelegeți și îți trebuie alt aparator. Nu, s-o înțeleg, s-o înțeleg. Și să mai vorbească acum, continuăm spectacol. E decizia dumneavoastră, când pune receptorul pe termen de discuție, atunci eu... Domnul Gânciar, o să vorbim în altă parte. Acum eu vă spun, n-ați vrut să faceți, ați să facem după lege. Mulțumesc, scuze. Așa, doamnă, procedura este foarte simplă. Oficiul teritorial. Dumneavoastră este v-am adus PIX, FOI. Dumneavoastră a scris pe numele coordonatorului o plângere pe avocații față de care aveți pretenții. Adică eu nu vreau să-i dau nume, adică dumneavoastră aveți pretenții. Da, da, da. Nu. Conform deciziilor dumneavoastră vă uitați, care aveți pretenții, pe ce îi specificați. Noi, ca instituție, avem procedură, pornim procedura de monitorizare internă a lucrului, care responsabil de ea sunt eu. Paralel, în curs 30 de zile, va fi sesizată și Comisia de Etică și Disciplină. Lasă să expună toți. Este vinovat avocatul în cauza de față. Eu nu pot să mă expun. A, deci chiar dumneavoastră, instituția puteți sesiza, nu trebuie să duc femeia. Nu, noi corect. Putem sesizăm, noi sesizăm dacă... Cele este expuse, o plângere și dacă cele expuse de domnul și cele... Se confirmă sau apar bănuieli rezonabile. Dacă cele expuse de domnul și cele expuse de avocat. Cumva să bat cap în cap. Și aici, atunci trebuie să ocupi și comisia. Nu, și aici discutăm despre tactica de apărare. Da? Aici, în tactica de apărare, nu se poate implica nici... Și să folosim cuvinte mari dacă nu a fost nici la o ședință de judecat. În afară de femeie ce? Asta eu nu pot să o confirm. Așa spune femeie. Așa spune femeie. Asta poate să-i expună... Asta poate să comisia după aceea, da. Să confirme sau să infirme avocatul. Hai să vedem. Să demonstreze că a fost, nu știu. Dacă aș fost, eu îți spuneam că a fost. Care a fost, eu aș vă spun. Care da, nu? Despre femeie și eu a spus că a fost. Despre bărbații ăștia spune că nu. Da. Așa, aici e scris domnul Sergiu Chiruța. Iată așa, o căciuliță, iată cam așa ceva. Dar dumneavoastră nu sunteți Sergiu Chiruța, sunteți subaltern. Da, subaltern. Ok.